Salutare fraților și bine am găsit la un episod pe canal. Începem în forță săptămâna cu o pereche de găini pitice. Două noi achiziții. Ia, stați puțin. M-am chinuit ceva să le fac să se dea pe masă, dar nu vor, sar în continuu. Așa că s-au băgat aici sub cuștele de la iepuri. Și le filmez aici mai bine. Cocoșelul este cel de aici. Asta se dă așa la o parte. Masculul este din stânga, negru cu niște tente aurii și portocalii pe spate și pe gât. Iar femeluța este full negră. Ia asta se scoate puțin la lumină. Ia uitați, sunt amândoi, au puțin încălțătură pe picioare. Sunt puișori de anul ăsta. Acesta, înscrieți acolo în comentarii o părere despre ei, ce părere aveți. Ne țin deocamdată aici la iepuraș pe jos și le-am făcut aici să urce aici în cușcă jos sub iepuri. Ia uitați, cam așa arată. Să-mi scrieți acolo în comentarii o părere. Stau, dați drumul pe jos, poate să scurme în pământ. Mâncare, le dau un amestec, le dau amestec la fel ca la porumbei. Cam așa arată amestec cu gău, porumb și floarea soarelui. Foarte puțin ori spun mâncare, că a fost în greu, dar nu prea se observă. Ia uitați să vă arăt și iepurii. Ia uitați, aici e femeluța de gri. Jos e asta de alb. Și mai jos avem masculul de alb. La sfârșitul lunii acestea îi voi da la muntă. Voi mânta iepurajele, femeluțele. Hai să vă arăt și masculul de gri. Ia uita și masculul de gri. Aici perichea de jucători. Deocamdată văd că nu au o femelă. Aici nu prea se cheamă la cuib, se cheamă foarte rar. Sunt destul de fricoși și cum văd pe aici prin zonă se sperie. Încă nu s-au învățat cum trebuie, ca să le dau drumul cum mi-a scris un băiat în comentarii. O să le dau după ce o să învețe mai bine la mine, că acum sunt cam sperioși. Haideți să vă mai arăt puțin găinușele. Ia vedeți. Le-am pus aici și niște lucernă verde. Nu au pe unde să iasă afară, că e destul de nasol la care ieși afară, că sunt găinile mari și cocoșii. Mai ales acum că am adus și găini și pui de anul acesta. De fapt nu mai sunt pui, sunt deja maturi. Și doi cocoși pe care am păstrat. Cel mai probabil voi sacrifica unul. Dar sunt doi cocoși pe care am păstrat. Și se vor și îl vor omorâ cel mai probabil pe ăsta mic. Haideți să mergem și pe la porumbei. Ia uitați și unele dintre găinile găini de care vorbeam. Astea sunt. Aici la porumbei nu am nicio noutate la voiajuri. Doar că masculii au început să cânte. Foarte bine s-au dezvoltat porumbei. Sunt foarte împliniți la piept, dacă vă uitați nu sunt nu sunt deloc slăbuți, mai ales cei trestii. Toți trei sunt foarte, foarte frumoși. Ia uitați. Oh. Uitați ce frumos e masculul ăla. Arată acolo e mascul și are ca femelă. Din câte am văzut pe trestia de lângă el. Ia uitați ce îl bate. Ia uitați. Iar ăsta de aici de jos vânătul ăsta cu inel verde de care am zis că e... Că e femeie, cred că e de fapt mascul. Ăștia doi, cred că sunt două femele. Acesta, cred că mascul. V-am mai spus într-un videoclip, cum cred eu că sunt voiajorii.
Aici au avut apă să facă baie, aici au niște nisip care au avut și niște cărămidă roșie. Cărămida roșie au ales-o, e preferata lor. Au avut și niște scoică. Ia uitați ce frumos cântă. Boxa lui, nebunul. Aici, la crescătoria, să-i spunem așa, la voliera, de fapt, de ornament, dacă putem să-i spunem așa, ăștia doi sunt afară, un voltat, o femeie de voltat și femeia de standard. Aici e masculul de standard și aici o pereche de voltați care îi lasă scoată că mai au un singur ou. Unul l-au trântit, nu știu ce au făcut. Aici e voltatul masculul femeilei de afară. Hai să strângem și pe la fel, că văd că se cam agită când filmez. Așa. Aici am un ou. Să dă ceva timp pe el. Ce dă timp? Femeia asta pe el, ia uitați, acesta este masculul. Să vedem ce pui scot. Sunt amândoi din... pe aceiași părinți. Ba, chiar cred că ea este mama lui, masculul, nu știu sigur dacă așa este, dar dacă vor avea păi probleme, o să-i desperechez în caz că au probleme din cauza limiei de sânge. În rest, ăștia aici văd că au strâns niște paie, să sperăm că vom avea pui care să trăiască de la standard, că nu am niciun pui de la ei care au trăit până acum. Ia să vă arăt așa mai bine masculul, ia uitați-l. Foarte frumos, un argintiu. Cam acesta a fost videoclipul, dacă v-a plăcut puneți și voi acolo un like, chiar nu ne-am auzit data viitoare. Salut!